Categoria minus 83 de kilograme, are 1,80 m înălțime, este câștigător al circuitului Keo Keor Grand Prix la categoria 83 de kilograme în acest an, gală care a avut loc tot la Chișinău și tot aici în orașul său a reușit în acest an să câștige titlul de campion FEA 2011. Multiple titluri pentru el, câștigător al campionatului Bushido FC în 2010, al Grand Prix-ului FEA în 2009. Așadar, un luptător complet, acest Constantin Țuțu. Adversarul său vine din România, din Oradea, așadar a bătut drum lung până la Chișinău. Este vorba despre Ciprian Balaș. Cel un luptător care cântărește 83 de kilograme, este un sportiv antrenat de Oleg Mereuță, antrenorul său Oleg Mereuță, chiar dacă stă la Oradea, este născut aici în Republica Moldova. Alături de Balaș Ciprian intră și luptătorul din Ungaria, cel pe care l-am văzut câștigând un meci ceva mai devreme pe reguli de arte marțiale mixte. Trei reprize de câte 3 minute cu posibilitatea unui extra round dacă avem parte de egalitate după aceste 3 runde. Acest meci va fi arbitrat în ring de Andrei Grosu. Cristian Țuțu, un fizic impresionant, o masă musculară foarte bine definită, de partea cealaltă sportivul din România mai modest din acest punct de vedere. Totuși, nu acesta este criteriul de departajare într-un meci pe reguli de K1. A aplaudat Constantin Țuțu. Este, după cum spuneam, unul dintre cei mai buni luptători din Republica Moldova. Un sportiv carismatic, un sportiv serios care își vede de treabă. Începe Țuțu cu o lovitură frontală de picior. Balaș a început cu lovituri puternice. Iată pe Balaș cu două directe, a încercat și un groșeu de stângă. Iată ce lovituri puternice era acolo. Balaș l-a luat tare pe Constantin Țuțu. Să vedem răspunsul sportivului din Republica Moldova. Brațele sus pentru Constantin Țuțu. Bună, dreapta trimis acolo de Țuțu. Un luptător exploziv, un luptător care are un pachet de lovituri complet. Adversarul său continuă să lovească tare. Directă de stânga trimis acolo de Balaș. Lovitură joasă trimisă de Țuțu. Iată și lovitura înaltă de picior, cât pe ce să conecteze cu figura lui Ciprian Balaș. Balaș preferă să trimită aceste lovituri de braț. Bună, dreapta trimisă acolo de Țuțu și o lovitură mediană de picior din partea sportivului moldovean. Iată-l pe Țuțu, din nou exploziv, a trimis două brațe spre figura adversarului. Bun, genunchiul lui Constantin Țuțu și este final de meci. Ce lovitură din săritură a reușit acolo Constantin Țuțu. O execuție senzațională, o execuție formidabilă reușită de Constantin Țuțu și un knockout rapid din partea luptătorului
din Republica Moldova, vedeta locală Constantin Zuțu, reușește o lovitură de senzație. Ne-a obișnuit Constantin Zuțu să aibă execuții senzaționale și să obțină astfel de victorii împotriva adversarilor săi. Iată-l pe Balaș, greu să se ridice de la podea după lovitura încasată de la Constantin Zuțu. A fost un genunchi care s-a dus direct în figura lui Ciprian Balaș, luptătorul român ținut la podea de arbitru și de medic, până își va reveni și va reuși să se ridice de la podea. A așteptat Zuțu momentul oportun până adversarul său s-a lăsat descoperit și a reușit această lovitură și s-a terminat meciul. În cele din urmă, românul, orădeanul Ciprian Balaș reușește să se ridice de la podea. Constantin Zuțu își îmbrățișează adversarul și antrenorul, pe antrenorul Oleg Mereuță. Victorie rapidă pentru Constantin Zuțu în prima repriză a luptei cu Balaș Ciprian din Oradea. Execuția serii, o lovitură din săritură cu genunchiul. Aceasta a fost prima ediție a galei Fighting Eagles, un nou concept al Federației, Asociației FEA.